Consumatorii vor putea afla de pe etichetele produselor alimentare informații despre conținutul în energie și nutrienți principali raportați la consumul de referință. Noile reguli europene de etichetare alimentară au intrat deja în vigoare începând de sâmbătă, acestea urmărind informarea consumatorilor asupra ingredientelor alergene, a precizat Mădălin Giurcău, șeful OPC. Începând din data de 13 decembrie 2014, ingredientele alergene din produsele alimentare trebuie trecute obligatoriu pe etichete, în cazul produselor din magazine și în meniuri, la restaurante, iar din 2016 consumatorii trebuie informați în același mod și despre valoarea nutritivă a alimentelor. Noile reglementări sunt prevăzute în Regulamentul Uniunii Europene 1169/2011, prin care se urmărește o mai bună informarea consumatorilor pentru protejarea sănătății și intereselor acestora. Termenii noi introduși vor furniza informații suplimentare despre anumite caracteristici sau despre compoziția produsului. Producătorii care nu respectă aceste reguli impuse riscă amenzi în valoare de 20.000 de lei. Componentele alergene din produse trebuie să fie incluse în listă, astfel încât să se evidențieze de restul ingredientelor. Menționăm că în cursul lunii decembrie și pe parcursul anului viitor, din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gori, vor desfășura activități pentru a observa dacă aceste etichete au fost puse pe produsele respective, urmând ca sancțiunile în cazul în care se vor constata să ajungă până la suma de 20.000 de lei. Noile norme consolidează actualele informații privind anumite substanțe care provoacă reacții alergice sau intoleranțe. Scopul este informarea persoanelor cu alergii alimentare și o mai bună protejare a sănătății acestora.